Bună seara, domnule Sandoi, felicitări pentru victorie. Cum s-a văzut prima repriză, unde ați avut ocazie, ați avut acel șut la respins de Buzbuchi, dar și repriza a doua în care n-ați prea mai ajuns la poartă decât pe chiar pe finalul partidei? Bun, pe final chiar am avut o ocazie de singur cu portarul, cred că cea mai clară ocazie a jocului, de departe a fost, iar la fel am mai avut vreo două centrări în fața porții în care n-am fost inspirați, că și acolo puteam să facem diferența. În rest trebuie să recunosc că repriza a doua Gazmetan a pus așa o presiune pe niște mingi înalte, pe niște mingi aruncate, dar eu respect ce face Ilie Poenaru, iar la fel este un lot de jucători și nume și valoros din punctul meu de vedere. Referitor la meci, cum să vă spun, e important pentru noi că am câștigat, să știți. Și pentru jocul de astăzi ne propusesem ca unii dintre jucători care au fost suspendați, dacă vă aduceți aminte, Kocici, de cât începuse să joace titular și după meciul cu Steaua, pe o greșeală, a fost suspendat două etape, deci nu joacă de vreo lună de zile. Într-un meci oficial, Suciu a luat cartonaj roșu la Botoșani. Iar la fel, au mai fost câțiva jucători pe care i-am introdus astăzi, Mati, și prinsese decât 15 minute sau 20 de minute cu Craiova. Așa ne-am atins obiectivele pentru jocul de astăzi și mă bucur pentru efortul pe care l-au făcut băieții și pentru faptul că s-au calificat mai departe, că până la urmă ei au mers mai departe. Foarte activ, Matiș. Este un jucător cu calitate. Dacă el o să înțeleagă ceea ce îi explicăm noi și o să se prezinte de fiecare dată așa cum s-a prezentat astăzi, este un jucător cu potențial, un jucător care poate să crească. Cum apreciați acea calificare a Filiașului în duelul cu Hermașad, meci care s-a jucat înaintea acestei partide? V-ați dori un meci în sferturi împotriva Filiașului? Nu neapărat. Pe cine v-ați dori? Nu neapărat, vă spun sincer. Și deplasarea să fie mai scurtă și... Ăsta ar fi cel mai important aspect pentru noi, să fie deplasarea cât se poate de scurtă, pentru că știți și dumneavoastră, noi de vreun an jumate jucăm numai în deplasare toate meciurile și vă dați seama că nu este ușor, nu este ușor nici pentru noi, nici pentru jucători. Deci din punctul ăsta de vedere, asta ar fi singura chestie care ne-ar avantaja. În rest, ce iese la sorți de acolo nu contează, indiferent de echipa pe care o vom întâlni, ne vom face calculele noastre, bineînțeles, și în funcție de asta vom alinia echipa la momentul respectiv, care credem că este cea mai indicată ca să ne protejăm totuși cât de cât și pentru jocurile de campionat. Pentru că vedeți și dumneavoastră, am jucat două jocuri, mă rog, la Botoșani am scos un punct cu 25 de minute jucate cu om mai puțin. Ați văzut că din jocul cu FCSB și cu Craiova n-am scos nimic, cu toate că eu zic că am fi meritat. Pentru că și la jocul cu FCSB-ul să joci 90 de minute cu om mai puțin și să iei gol în minutul 95 din 11 metri și la jocul cu Craiova, nici nu știu, cred că au avut două șuturi pe poartă. Un șut al lui Ivan cu călcâiul din careu și golul. Așa am avut și noi ocazii la meciul cu Craiova. Am avut o bară, am mai avut Neguț, deci la ocazii am fost acolo și vedeți că n-am scos în campionat absolut nimic, din păcate. Poate o să scoatem în meciurile următoare. Deci campionatul este primordial pentru noi, să știți. Urmează un meci pe un teren greu, la Arad. O echipă foarte grea, o echipă cu multe transferuri și transferuri inspirate, cu jucători care, ați văzut, joacă și la echipe naționale și nu echipe naționale necunoscute, totuși echipe care sunt în Europa și care au pretenții la calificare. O echipă foarte grea. Dar să știți că nici noi nu suntem o echipă ușoară. Evident. V-ați întrebat pe Rumpulacu ce e pe la Arad? V-am dat sfaturi? Probabil că dacă o să joace, o să joace cu o ambiție și mai mare, pentru că a fost refuzat acolo sau a plecat de acolo, nu știu în ce condiții. Și de fiecare dată trebuie să încerci să demonstrezi atunci când ai ocazia că meritai să rămâi în continuare undeva. Mă rog, e și cazul lui la meciul cu UTA. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc!